Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit. Pentru rapidiști nu e o zi bună, e grea viața când te trezești dimineața și te mai bate și sepsi în giulești, dar asta e viața de suporter, asta e viața de rapidist și mergem înainte. Vedem ce se va întâmpla astăzi cu noutățile, dacă apar pe durata emisiunii, vă voi ține la curent direct de la sursă. Avem și un invitat care spune lucrurilor pe nume, un băiat cu suflet rapidist, care a îmbrăcat tricoul Rapidului, care a făcut performanță în Giulești. Îl avem și pe băiatul cu fibrilațiile și cu trepidațiile. Deci suntem în formulă completă, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Poveștile sunt cu noi, amintirile o să vi le povestim și vouă. Sponsorul principal, Superbet, care ne susține de la începutul emisiunii, Aqua Carpatica, sponsorul premium minerală sau cu savoare, așa cum v-am obișnuit. Deci toate ingredientele pentru a fi încă o nouă ediție la suflet de rapidist de colecție. Invitatul Costin Lazăr, îți mulțumesc mult pentru prezență și aștept să intri prin alunecare, așa da, cum da, o făceai da. Tu pe bună, vremuri. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Băiatul cu fibrilațiile nu mai are nevoie de nicio prezentare, pentru că el tremură, indiferent că ia cartonaș roșu, că l-apără pe Cristiano Bergodi sau că e în studio, aici tremură de cald. Bine ai venit. Cum ai trăit? Bine v-am găsit. Cum ai trăiești, nu cum ai trăit? Măi, e foarte, foarte greu. De ce? Noi rapidiștii spunem de fiecare dată când vine câte o înfrângere neașteptată că lasă-mă. Păi nu, asta era așteptată. Nu era așteptată. De ce? Nu știu, eu care sunt pesimist de fel, ieri aveam așa o doză de optimism. Păi veneai după trei înfrângeri. Păi tocmai de-aia și argumentat, pentru că, de exemplu... Și un joc prost de multe ori. Așa e, dar în meciul cu CFR-ul, celor de la CFR, sigur, victoria incontestabilă, le intra totul. Și eu eram fer convins ieri că va fi o descătușare a Rapidului, împinsă de un public minunat, și ceea ce mă sperie un pic, atât ca suporter cât și ca oficial, este că Giuleștiul nu mai dă aura aia de invincibilitate. Dacă n-ai, Luciane, aura aia în primul rând ți-o dă prestația echipei și rezultatul care îl obține echipa. Da. Ok, e adevărat că multe puncte sunt câștigate cu aportul direct al galeriei și al publicului, dar Giuleștiul nu mai e redut aia de necucerit. Da, dar uite, o perioadă, cel puțin la început, după inaugurarea stadionului, cam așa era și toată lumea a recunoscut că multe dintre victoriile Rapidului se datorau atât galeriei, cât și presiunii pe care o pune stadionul în da, sine. Da, pe un fond de joc bun pe și concret. Pe un fond de joc bun. Pe de altă parte, fiind un pic și subiectiv, parcă aș pune inclusiv înfrângerea de ieri un pic și pe seama ghinionului, repet, sunt subiectiv. Dar țineți puțin ideea, te rog frumos să întrebăm un specialist, un fost fotbalist. Că asta cu ghinionul la fotbal și eu zic că a alunecat Rahmani sau ai ratat trei ocazii singur cu portarul, dar aici iar ține de jucători. Ține de jucători, dar în contextul în care dădeai gol, poate jocul curgea altfel. Și tu, dacă nu trăiai intens, nu mai aveai bypass. Da, sunt de acord, repet, sunt subiectiv, dar parcă, nu știu, prea nu mai vor să intre. Hai să lăsăm Costine. Da, eu văd ești altfel. Antrenor, ai fost jucător la Rapid, ești lucrurile. Antrenor. Da, eu văd altfel lucrurile. Cum? Atât timp cât Rapidul a avut prima ocazie. Primele ocazii, primele practic. Ocazii, exact. Krasniqi putea să paseze chiar sau da. să dea gol. Cred că lucrurile ar fi mers altfel pentru Rapid. Cred că am fi văzut o descătușare, după cum spune Lucian. Dar în momentul de față Rapidul trece printr-o perioadă grea. Sunt patru înfrângeri la rând. E foarte greu pentru că publicul nu are răbdare. Publicul nu, chiar de la eu spate, te contrazic dar nu are, aici. Nu, dar nu chiar are prea multă răbdare, cred că acum. Asta vreau să zic. Nu, vreau să spun că nu are răbdare atâtea meciuri la rând să te susțină. Da. Adică e imposibil. Te susține un meci, două, trei, când vede că nu mai poți, încep și nemulțumirile, că asta e clar. Eu nu nemulțumesc nici după un meci pierdut acasă. Adică știi prea bine că ai fost și mai tu ales acolo, când fost și eu, îți dorești îți mai dă două, trei jurături, dar următorul meci te susține. Da. Adică, dar perioada asta proastă prin care trece Rapidul nu prea e de înțeles, pentru că rapidiștii anul acesta voiau titlul. Și răbdarea sau nu măcar mai o
prezență în cupele europene, exact, nu exact. Locul 1, 2, 3. Exact, deși, 1, 3, deși Rapidul e al treilea an. L-am construit noi așa. Deși când Rapidul e în al treilea an. 7 milioane de euro, 1, 3, mai sună și alibi. Da, dar așa a fost fixat de la bun început. Okay. Deși Rapidul este în al treilea an de Liga 1 după ce a renăscut. Și de-abia anul acesta au fost făcute transferuri mai costisitoare. În rest, nu știu dacă în Giulești sunt aceleași relații pe care sunt la alte echipe, care au jucători valoroși de mult timp și abia acum se văd și relațiile de joc și rezultatele. Poate să fie o scuză lipsa de omogenitate? Eu zic că da. Pentru antrenorul Bergodizi. Mergi câteva meciuri prin calitatea individuală a fiecărui jucător acolo, din punct de vedere ofensiv, dar după aceea, când ai de o echipă bine așezată, care stă foarte bine tactic și nici jucătorii aceia nu mai ies în evidență, au o zi mai proastă, atunci intervin și lucrurile astea. Eu cred că Rapidul e și un pic resemnat, de-aia nici aseară poate n-a avut dorința aia de... Dacă era la un punct, două, de, dau un exemplu de FCSB, cu siguranță că vedea un alt Rapid aseară. Dar așa, după trei înfrângeri cu moralul la pământ și neavând vreo șansă să... Reală, practic, reală. Da. Da, să fie acolo. Că matematic încă ai matematic, și la locul 2 da. Ai șanse, dar... Da, da, totuși acum joci cu cele mai bune echipe din Liga 1 în play-off. E un alt campionat, cred. Da. Un alt campionat care, spre care... deosebire de campionatul care se dispută cu toate echipele, unde tu cu echipele astea considerate foarte bune aveai un procentaj de 90% victorii. Acum vii cu între primele șase echipe și tu din patru meciuri nu câștigi niciunul. Exact. Mai mult decât atât, pierzi niște meciuri în Giulești, pierzi meciul de la Craiova. Cum ți s-a părut iar ca antrenor? Cred că atunci când vin în Giulești echipele adverse, au mai mare grijă pe partea defensivă. Majoritatea echipelor, pentru că Rapidul practic joacă cu un om în plus. Publicul, presiunea publicului e fantastică în Giulești. Și cum spunea tu sau cine a zis, Lucian, legat de Rapid. Rapid, când treceai acolo, nu prea câștigai acasă la Rapid. Poate câștiga, să zic, un Dinamo, un Steaua, în puține echipe, bune. Da, puține câștigau. Acum s-a cam schimbat stilul. Toate echipele și-au adus jucători. Majoritatea echipelor stau foarte bine tactic. Adică se studiază unele pe altele echipele. Și e greu să ai reușite foarte mari în Giulești. Eu văd adversarii venind de o vreme foarte motivați în Giulești. Dacă până cu o perioadă în urmă echipele adverse veneau și păreau așa un pic timorate de atmosfera din tribună, de ce înseamnă Rapidul, acum că stau și eu în zona vestiarelor, acum îi văd pe adversari foarte, foarte motivați, netemători. Adică presiunea aia a publicului pare că le dă și lor, spus și voi jucători, pare că le dă o ambiție să demonstreze. Eu veneam cu Sportul Sens când Giulești. Și în momentul când veneam în Giulești, ne automotiva publicul. Adică ne făcea pe noi înșine să ne motivăm. Nu mai era nicio relaxare, nu mai era nimic tratat la mișto. Eram foarte serioși în Giulești. Pentru că publicul ne făcea așa. Păi da, știi respectul cum e. Dacă tot știi toate lucrurile astea, nu? Te aștepți la ele. E al doilea meci acasă care te surprind. Nu e o problemă și în altă parte, nu numai la jucători? Eu cred că numai la jucători, până la urmă, unde să fie problema? Publicul, ai spus că publicul cântă neîncetat și așa este. La cine să fie problema? La conducere sau la staff? Care la antrenor? Că nu-i motivezi cum trebuie, poate? Că n-ai un discurs, Nu cred, pentru că eu l-am pe domnul Bergodi și e un antrenor care îți dă un respect, te face să respecti fotbalul și să respecti pe el. Nu cred că ține foarte mult, unele lucruri nu ține de antrenor. Ține de tine, de antrenorul te antrenează, îți spune ce probleme au echipele adverse, îți spune ce probleme avem noi ca echipă, da? Dar tu ești acolo, tu te întâlnești cu mii și mii de situații de joc. Tu bun, ești cel care interpretează fazele asta, de joc. Când să fac transferuri, când ai un lot bun de jucători, când joci cu tribunele pline, când nu te contestă nimeni, când te susțin mai puțin meciul cu Faru Constanța, 90 de minute, atunci responsabilitatea domnului Bergodi care e? Responsabilitatea este să bage cei mai buni jucători în funcție de echipa adversă, spun eu. Și n-are și responsabilitatea rezultatului? Ba da, clar că și antrenorul e răspunzător pentru ceea ce se întâmplă. Totdeauna
va avea parte și antrenorul, pentru că de-aia e pus acolo să regleze lucrurile, dar eu nu cred că este vina în totalitate a lui. Nu, toți, sau, nu, nici măcar nu, jumate nu putem să spunem că în totalitate, dar masculul alfa, cel care alegi, cum spui tu, face antrenamentele, nu, înainte de antrenamente, ți se aduc toți jucătorii pe care îi vrei, îi antrenezi, îți spun eu. Toți jucătorii care vin la Rapid vin cu acordul domnului Bergodi. Nu transferă nimeni peste capul antrenorului. Domnul Bergodi este stil de antrenor care antrenează ce are și ce îi se aduce. Domnul Bergodi a fost consultat la toate transferurile. Nu a venit niciun jucător să-i Guardiola antrenează ce vrea el. Ce jucător vrea el. E al nivel financiar. Da, dar nu a venit nimeni la Rapid să-i spună Cristiano, ăștia ai, pe ăștia antrenezi. Eu îți dau un exemplu. După data trecută, în anul trecut, calendaristic, Rapidul după meciul cu FCSB are o perioadă proastă. La fel, după FCSB. Domnul Bergodi este invitat la o discuție și întrebat, când toată lumea s-a aștepta că va fi întrebat când pleacă sau va fi anunțat că trebuie să plece, este întrebat de ce jucător mai are nevoie ca să o scoată la capăt. Da. Ok, atunci înseamnă că s-a consultat cu antrenorul, i-a adus ce a avut nevoie. Cristiano a și menționat de altfel că are lotul pe care și l-a dorit. Am spus în mai multe rânduri. Da, asta nu-l face nici principalul vinovat, dar îl face responsabil. Măi, dar la clar. Așa ceva știu că sună șablon. Suntem toți vinovați. De la primul până clar. La femeia și de serviciu. Trebuie normal. Să ne asumăm. Da, nici nu poți să vii că uite. Uite, dau un exemplu. Faza de ieri cu Krasniqi. Când, când scapă singur. Când scapă singur și ai în stânga pe Rahmani, mi se pare că era. Nu, dar dai tu gol dacă ți-a asumi responsabilitatea. Mai ține acolo de antrenor. Dacă dai gol, nu e alt joc? Da, probabil. Este sepsi la joc și atunci vom vedea, vedem Rapidul ăla spectaculos care, pe care ne dorim să-l vedem la fiecare meci. Dar acolo a fost un moment crucial. Dacă dai gol, o să vezi Rapidul ăla pe care vrei să-l vezi. Dacă nu, asta s-a întâmplat. Asta le-a dat curaj adversarilor, a trecut timpul. Rapid după final. Stai, și de ce n-ai dat gol? S-a relaxat aia, e minutul 10-15 și tu e gol în minutul 95. Da. Robert, golul din minutul 95, din punctul meu de vedere, a venit ca o consecință a firescului. Vă dau cuvântul meu de onoare că anticipam. Păi nu că te-au de a firescului, că te dominau. Nu că a strigat lumea după golul anulat, care le e aproape la fel demisia. Nu la asta mă refer, dar părea și... Pare rău că vorbesc despre echipă, părea o degringoladă. Păi și eu aici spun. Pentru că nu mai era o temporizare a jocului. Rapidul păi nu aici nu trebuie acasă. Să intervii tu, ești antrenor. Acasă Rapidul nu temporizează jocul, caută cât mai repede să ajungă în față. Și păi așa da, dar e minutul publicul 90. Publicul te îndeamnă. E minutul 90 și poate e bun și un punct. În situația în care ești. Cu lipsă de rezultate, cu presiune, cu discuții. E mai bun un punct decât nimic. Nu? Normal. Aici eu spun că, băi, ok, cu tot respectul pentru Mr. Bergodi, dar uite, meciul de la Craiova, că spui, ok, numai jucătorii, perfect de acord cu tine. Ai 1-0 și om în plus. 30 de minute plus prelungiri, îți dau cei de la Craiova un gol, e 1-1, unde ai asigurat un punct care l-avea asigurat și la începutul jocului, da. Că ți-l dă organizatorul. Da. Și tu intri într-o degringoladă de asta de neînțeles, absolut toată lumea, și mai iei un gol pe urmă și pierzi meciul. Da. Aici nu știu ce să spun legat de... Până la urmă, antrenorul știe foarte bine ce simte momentul ăla în timpul jocului. Tu știi bine cum e în timpul jocului. Antrenorul pe margine simte altceva. Simte jucătorul care e mai slab, simte jucătorul care nu e în formă sau simte jucătorul care poate să facă diferența. Aici ține de strategia antrenorului, de gândirea lui... Ai lucrat, ai spus că ai lucrat cu domnul Bergodi. Da. Cum este ca antrenor? Din punctul meu de vedere, un antrenor destul de exigent și care, pe mine, îți dau un exemplu. Am fost la voluntar pe final de carieră și l-am avut din nou antrenor. După ce l-a avusese și la Rapid. După ce l-am avut la Rapid și am câștigat Supercupa cu domnul Bergodi. Și la un antrenament o luasem eu un pic, așa, avusesem în față, avusesem în vârf. Uh-huh. Și mi-a spus doar atât, Costin, treci la locul tău. Atât mi-a zis. Din momentul ăla eu n-am mai ieșit din zona aia de acolo. Am stat pe zona mea, mijlocaș la închidere și acolo am făcut toate antrenamentele. N-am ieșit, nu m-am dus vârf, nu nimic. Mm-hmm. Adică mi-a impus, cum să zic eu, un respect o disciplină... fantastic și o disciplină. Exact, disciplină, asta e cuvântul. M-am autodisciplinat în momentul ăla. Gata, acolo, știu că asta e bucata mea, asta trebuie să fac eu. Mi se pare că e destul de exigent și mie unul mi-a plăcut. Poate că am discutat și mai devreme, poate prea
prea înțelegător pentru ceea ce se vrea în momentul de față la Rapid. Prea înțelegător mă refer în primul rând la relația cu vestiarul. Cu prea uman, prea, ai domne, chiar dacă poate a jucat. Da. Deși pare foarte serios și practic, dacă te uiți așa la el și la jucători, ai impresia și când se manifestă, când e gol, că nu sunt foarte apropiați, dar e foarte apropiat de jucători. Mm-hmm. Și de aia nici nu o să vedeți, nu cred că o să-l vedeți că dea, o să dea în public într-un jucător să facă asta. Pentru că el ține de vestiar, știe că mai sunt momente la fiecare jucător în parte. Unul are o perioadă mai bună, altul mai slabă și tot așa, dar tot timpul și apără jucătorii. Și probabil asta, asta e o greșeală a antrenorilor. Pot care confirma, e chiar și apără jucătorii. Are calitatea asta că poate, care uneori poate fi defect în fotbal. Umană, adică cauți să ajuți jucătorii oarecum, deși rezultatele nu te mai ajută, tu cazi. E capul tău prea băiat bun, crezi, pentru România? Nu, cred că e cum trebuie pentru România. Deși asta e, după cum am spus, la meciul ăsta probabil că dacă dădeau gol în primul minut, altfel de Rapid vorbeam. Și a avut și încă o perioadă, domnul Bergodi, până la urmă a trecut cu brio de perioada aia. Asta e a doua perioadă în care îi se cere demisia. Da. Și atunci tot după un meci cu FCSB, exact, și pe urmă atunci o serie de meciuri care... Exact, mi se pare că atunci a fost perioada, după perioada aia grea, a fost meciul cu FCSB și a bătut cu 4-0, nu? Parcă sau cât am bătut. 4-0. Știi de ce învăț eu un pic ghinionul, Costin? Pentru că am văzut naiba atâtea meciuri de fotbal. Rapid a avut perioadă când jucătorilor chiar le-a ieșit totul. Când se dădeau golurile și în primele minute, când efectiv intrau. E, acum sunt uneori aceleași faze, dar nu mai intră. Da. Adică faza care am văzut-o la început cu Krasniqi, în urmă cu două luni, era gol. Da, acum n-a mai fost să fie. De-aia eu o pun un pic repes, sunt subiectiv și Nico îmi spune că de multe ori gândesc ca suporter. Dar așa mi se pare, că mai e și ghinionul. Și mai e și de moral. Și de încredere. Moral și încredere. Că... pentru că acolo în față, dacă era încrezător, cu siguranță că dădea gol. Poate a avut momentul apăsător și de neîncredere în fața porții. De n-am mai văzut portarul. Păi, voi ați fost fotbaliști, probabil că ai momente când multe îți tremură piciorul, când nu prea ți-a mai ieșit și când ai o teamă. Într-o pasă proastă, nici preluarea nu-ți mai iese. Tu știi, Robert, cum e. Da, dar știi ce mă gândesc, uite, la, referitor și la ce spuneți voi, cu încrederea asta, cu vine conducerea, îl confirmă pe domnul Bergodi. Ce este firesc și normal. Ca până la un punct. Ca o conducere, să pună un antrenor la început de campionat. Da. Ai un parcurs bun. Da. Și pe final se stinge ușor, rapid, da? Dar, ok, la sfârșitul anului tragi linie. Pentru asta eu îi laud, pentru faptul că nu au schimbat antrenorul într-un an și l-au lăsat să-și facă treaba până la capăt, următorul an pui pe cine vrei tu. Bun, trebuie schimbat acum Bergodi sau nu? Eu l-am schimbat la sfârșitul campionatului. Chiar dacă pierzi obiectivul? După rezultate, nu după... Nu, chiar dacă pierzi obiectivul, te întreb. Un obiectiv care în momentul de față mai ai ceva șanse și venind după 4 înfrângeri, mai ai ceva șanse matematice să-l atingi. Nu discutăm de cine ar putea să vină, nu e interesant. Da, nu sunt în situația celor din conducere să gândesc ca ei. Probabil că ar trebui să-l schimbe ca să mai câștige ceva, dar nu este neapărat, să zic eu... Adică e îmbucurătoare continuitatea asta și încrederea, dar... Deși până... șocul schimbării antrenorului e benefic cam la toate echipele. Care au fost asta. Acum adică situația ăla. Care jucătorii vor să demonstreze noului antrenor că uite bă, pe mine nu m-a folosit ăsta, dar eu sunt bun. Și o să vezi poate cea mai bună variantă a lor în momentul când antrenorul demisionează și vine altul nou. Mm-hmm. Știi foarte bine că vorbim de aceeași limbă. Da, și atunci poate fi o chestie. Dacă ai avea putere de decizie în situația, nu uitându-ne în urmă. Ce s-a întâmplat ultimele 4 meciuri și unde ești în clasament și ce obiectiv ai? L-ai schimbat pe domnul Bergodi? Eu ți-am zis, mie îmi place ca antrenor, dar probabil că da. Probabil că da, pentru a-mi atinge obiectivul. Dar ți-am zis, eu cred că la sfârșitul anului se trage linie ce obiectiv am avut, ce am realizat. N-am realizat, ok, vă mulțumim, la revedere, prietenește, ai venit să ajuți echipa, n-ai venit să o distrugi. Adică da, nu corect. Poți să pleci supărat sau să te sparți într-un mod așa mai agresiv. Și pui pe cine vrei tu, în cine crezi. Pentru că
Ieri am fost acum două zile la o emisiune și a intrat domnul Chirilă. Da. Și a spus o vorbă la antenor, legat de antenor. Când ai fost prost? Când l-ai pus sau când l-ai dat afară? O chestie, dar nu știu dacă o înțelegeți. Pentru că dacă l-ai pus, înseamnă că l-ai studiat și înseamnă că e un antrenor bun și cu el mergi până la capăt. Când bine, îl dai dacă afară, l-ai pus cum a fost pus domnul Chirilă, că tot l-ai citat, cred că greșești când îl pui. Că îl pui nu că fac eu, zic unii și alții și că hai să-l punem. Că stătea... Nu, dacă ai idee, tu când pui un antrenor, tu nu-l pui pe niște competențe? Ba da, dar și atunci... poate să nu, să-ți înșele așteptările. Nu? Să nu fie ce trebuie. Sau să spună în pericol obiectivele. Că, atenție, ca obiectiv a fost și Cupa României, dacă nu mă înșel eu. Tu știi mai bine, probabil. Da, a fost și Cupa României. Și... care e și într-un mod, să fim serioși, că suntem doar câteva zeci de mii, rușinos. Că nu poți învinge o echipă de divizia și B. Și dureros pentru suporteri, în primul rând, pentru că erau două aspecte. Învingeai Steaua, nu stau să zic FCSB sau Steaua, învingeai Steaua din Liga a doua și mai ales era marea, enorma dorință a suporterilor ca Rapid să învingă la primul meci în Ghencea. Corect. Asta conta foarte mult. Corect. Și voi știți, o echipă de divizia B, atenție. Voi știți ca Rapidiș că suporterii au borne. Suporterul nu judecă un campionat între... Suporterul are o bornă. El vrea să bată atunci și să-i rămână chestia aia în minte. Bă, am bătut în Ghencea, am umilit. Primul meci în care am mers acolo. După câte știu eu, atunci în Ghencea nu a venit cu primul 11. Nu, a jucat cu o echipă, cu jucători care jucaseră mai puțin. Vreo 5 au fost schimbați. Da. Dar tu ca antrenor, ca să ții toți jucătorii în formă pentru tot campionatul ăsta care e destul de lung, da? Nu trebuie să-i mai baci pe aceea. Cu cine poți să-i baci? Cu o echipă care e de Liga a doua. Nu? Corect. Atunci înseamnă că nu ai valoare. Înseamnă că jucătorii care au intrat în perioada aia atunci nu sunt jucători de Rapid. Da, dar erai pasărea pe sârmă pentru că tu după... după cine îți garanta că te califici în cupă, câștigi în Ghencea și după câteva zile cu altă echipă bați și FCSB-ul în campionat? Corect. Nu. Dar legat de cupă, eu zic că acel meci era vital pentru că tu mai aveai după aia un meci acasă cu CFR. Nimeni nu-ți garanta o victorie în Giulești, dovadă că nici nu s-a întâmplat. Adică, părerea mea primordial era bați în Ghencea și pormă vezi ce faci cu CFR. Primul meci, nu? Nu stau, văd ce-o fi în Ghencea, că după aia vine CFR-ul acasă. Adică nu puteai să tratezi CFR-ul ca o echipă oarecare care oricum va fi învinsă în Giulești. Și eu sunt adeptul a jucătorilor cei mai în formă în momentul ăla pe aia să-i bag, indiferent de ce meci urmează. Pentru că câștigi următorul meci, cine nu poate să mai facă față pentru următorul meci, este din echipă. Asta e simplu. Dar sunt antrenori care dau minute și încearcă să le dea încredere pentru un meci mai slab, să poată să se folosească de ei în tot campionatul. Pentru că și banca e foarte importantă, știți foarte bine. Că tot vorbim de antrenori și de șanse și de... Te retragi în glorie sau continui să antrenezi? Că am văzut că erai puțin supărat. Sunt un pic sau dezamăgit, că... nu știu care-i termenul. Nu neapărat dezamăgit, pentru că știam la ce mă ham atunci când am plecat de la copii republican, să zic. După aceea am luat contactul cu seniorii de la Liga 4, am promovat în Liga 3. În Liga 3 sunt al doilea an. Nu mă încântă, bineînțeles, nivelul ăsta, pentru că e un nivel, nu e semiprofesionist, este amator. Oarecum. Cu toate sunt că antrenament. Jucătorii din România la divizia C sunt profesioniști, nu? Semi. Pe aici ai jucători care merg la servici? Da. Da? Da. Am unul. Unul din 25, ai serios? Păi nu. Nu contează. Nu. Nu contează. Eu ori are nevoie de bani, ori e un hobby. Și unul dintre cei mai buni. Ori e cel mai bogat și se duce... unul dintre cei mai buni și mai serios. Bun, da. Din 25 ai unul. Da. Adică... eu cred că suntem țara cu cele mai multe ligi exclusiv profesioniste, chiar dacă ne declară. Da. Dar în momentul de față eu am preluat o echipă care se antrenează în București și joc Băneasa, Gloria Băneasa. Da. Și joc la Băneasa. Unde a fost și Trică la un moment dat, nu? Da, unde a fost și Trică. Ce moștenire ți-a lăsat? că Trică, uite, ajunge la Superliga, dai atent. Am venit la echipă și am găsit, acum în ianuarie, am găsit trei jucători. Cum? Doar trei jucători. Trică a antrenat trei jucători? Păi nu, au plecat după ce a plecat el. A plecat și au mai rămas doar trei jucători și a trebuit în 10 zile până să închide perioada de transfer să fac un lot. Competent, un lot cu care să merg... să te salvezi de la retrogradare, nu? Practic. Și reușești? Am vrut să ajut o cunoștință,
deși cred că facerea de bine, știți cu voi vorba aia, da. în momentul de față am o ofertă să mă duc înapoi la echipa de la Câmpul Lung, unde am stat-o pe primul loc și acum va juca barajul cu seria. Pentru promovarea Divizia B. Pentru promovarea în Liga a doua și nu mi se dă drumul de aici. Deci tu te-ai dus practic să ajuți pe cineva, da, și acum îți spun, bă, nu poți să pleci că ai contract. Da, exact. Dar cum și ai găsit trei jucători, scuză-mă, Lucian. Am găsit trei jucători, ai găsit trei jucători și restul i-am adus. Am dat telefon. Poate au venit și pentru tine, mă gândesc. Au venit pentru mine, pentru cine? Păi și acum cum? Stai, bă, nu poți să pleci că... Da. Păi a zis că dacă plec eu, retrogradează. Și asta te-a dezamăgit, că ai zis că mai bine te retragi? Mă dezamăgește pentru că eu... Sau și amatorism. Eu am urmat niște pași. Da. Care poate... Unii care au avut numele meu în Liga 1, dau un exemplu, că am jucat și eu fotbal și mă știe lumea, nu coborau așa de jos. Eu la Liga 4 ai spus. Exact. Eu am coborât și la copii și la Liga 4, adică știu... Știi pașii, știi toate eșaloanele. Exact. Da, și nu pot să mă complac să rămân foarte mult timp la un nivel de semi-profesionist sau de amatori. Și asta e ideea pe care... Și dacă la anul nu-mi prind un proiect ambițios, un proiect în care chiar să mă confund și să fie condiții, să se vrea mai mult, e clar că n-are rost să pierd timpul, să stau undeva unde să ciugulez niște bani, nu mă interesează. Asta înseamnă un proiect Liga a doua cel puțin. Păi asta zic, da. Ceea ce avea șansa să joci barajul și să promovezi exact, cu Câmpul Lung. Exact, și de la asta mă refeream, asta a fost supărarea. Asta te-a dezamăgit, supărarea, că nu ești lăsat practic tu venind să ajuți și chiar adică ai puterea să fii atât de radical dacă în vară să te lași. Am demarat, de fapt am, vreau să deschid o școală de fotbal cu numele meu și pe asta mă voi concentra dacă nu merge cu antrenorul. Păi și crezi că va fi un proiect de succes și de viitor? Foarte multe școli de fotbal. Da. Va fi un proiect de suflet, cred că asta contează cel mai mult. Suflet de rapidist. Da. Dar asta contează până la urmă, să faci ceea ce îți place și să faci și bani. Voiam să te întreb, când am intrat peste Robert, care sunt condițiile? Cum e viața acum la nivelul acela de Liga 3-a? Păi ești cam la același nivel cu toată lumea. Nu mai ești tu persoana cu nume, adică nu prea mai contează numele la nivelul ăsta. Cu ce te mai ajută numele la nivelul ăsta, te întreb? Că te înjură oricine din zona aia pe acolo. E mult, e amatorism, nu? Amatorism și lipsă de educație, foarte multă. La unele persoane care vin la meciuri. Nu toți, bineînțeles, că sunt și oameni care... Adică te confrunți și cu diverse... De exemplu, am avut un meci undeva în Tellerman, la Roșiori, de m-au înjurat din minutul 1 până în minutul 90, de toate alea în spatele porții și probabil când a plecat acasă, ce-o fi zis? L-am înjurat pe Lazar, l-am mai duc și la meciuri. Și cu asta se laud, adică... E o satisfacție pentru mine, o mândrie. Pentru mine asta înseamnă lipsă de educație și din cultură. Ai copii, din ce știu, nu? Da, am copii și... Îi îndrept spre fotbal? Pe amândoi fotbaliști. Păi știi că unde vreau să ajung. Da, știu unde vrei să ajungi. Din păcate am luat de la Rapid. De ce? Pentru că n-au mai vrut ei. N-au mai vrut ei, dar... Dar a fost dorința ta să meargă într-un loc unde tu ai jucat, nu? Sau... Eu i-am adus la Rapid. Tu i-ai adus. Eu i-am adus și au plecat. Ei au vrut să plece și atunci le-am spus, tati... La amândoi le-am zis, duceți-vă unde vă simțiți voi bine, puteți să vă întoarceți la Rapid ca jucători deja consacrați, să ajutați Rapidul, dar dacă până atunci, până veți face voi pasul spre marea performanță, vă duceți unde vă simțiți voi fericiți și apreciați și acolo vă duceți. Drept dovadă, unul e la Sportim și unul e la CS Dinamo. Adică... Da, e ca părinte așa, când tu rapidist, nu? Când mi-am adus copilul Rapid. Primele momente când i-am văzut în tricoul Rapidului, le-am făcut poze, adică am fost foarte mândru, dar degeaba ai Rapid un piept dacă nu joci. Da, corect. Și ai luat o decizie ca împreună cu copiii tăi pentru binele lor, nu ca rapidist. Și ești de înțeles. Din punctul meu de vedere, au făcut foarte bine pentru că eu nu am apreciat, de fapt nu că n-am apreciat, nu mi s-au părut antrenorii potriviți pentru copiii mei, cei care au fost la Rapid, la grupele lor. Și aici mă refer la Dobrescu și Ioniță. Eu vreau pe cineva care să învețe, să fie dezinvolți în fotbal. Nu vreau să mă formeze niște copii roboți. Prea strict, exact. Probabil, da. Nu? Sau... Mie nu plac adică nu era plăcerea mie aia, nu plac antrenorii de copii care vin să revoluționeze fotbalul. Mie plac antrenorii de copii care dau încredere copiilor și lasă să joace cu zâmbet pe buze. Să le dezvolte personalitatea. Exact.
Ai avut cu parte de antrenor de ăștia? Cu ce te încântă că te duci copilul la o echipă, la Rapid, să dea probă, nu? Mai târziu, că pentru echipa mare, dau un exemplu. Da. Cu ce la un trial, cu ce zici. Da, un trial. Da, cu ce te încântă că vii și spui, păi știți, eu am fost campion la copii 4 ani la rând. Am câștigat campionatul. Intră, mă, să te văd ce știi. Cam asta e. La asta se rezumă. Intră să văd ce știi. Nu la performanța unor antrenori. Performanța la copii e doar pentru ei și pentru părinți, atât. Atât. Știi foarte bine. Dacă ai zis că o să faci o școală de fotbal cu numele tău și îți doresc succes. Da, mulțumesc. Vei pune accent pe creșterea copilului sau pe rezultate? Că fii atent ce se întâmplă. Și eu știu la ce te referi. Am prieteni. Pe creșterea copilului. Va fi business. Da? Adică tu trebuie să, cum zici tu între ghilimele, să-i păcălești pe părinții aia, să-i atragi, să-ți dea 2-3 milioane problemă. Pe lună. Asta este adevărata aici problemă. Vreau să, pentru că părinții vin unde sunt rezultate. Păi asta, vezi, și atunci e de înțeles și ce zice antrenorul ăla de care zici tu, băi, eu vreau să câștig. Exact. Știi, că îi aduc pe aia la mine. Da, tu o să ai mai mult decât atât. Antrenorii ăia sunt niște angajați. Tu vei fi patron. Și poate o să-i spui antrenorului, băi, ia vino puțin. Câți copii avem în grupă? 10. Bă, trebuie să ajungi la 30. Că nu scot salariile, nu scot maieurile, nu scot echipamentul. Bă, nu mă interesează. Tu trebuie să câștigi, să aduci bani. Da, corect. Și o să fii într-o postură, adică e foarte greu. Da, foarte greu. Poate accentul... schimba optica. Da, clar, nu foarte greu. Nu să pun accentul pe neapărat pe victorie. Pe dezvoltarea jucătorilor, clar. Da. Asta e primul lucru. Și foarte important, selecția pe care o faci, dar nu la copii. La părinți. Și la părinți. La antrenori. Eu cred părinții, că cea mai mare problemă e la părinți, clar, nu la antrenori și nu la copii. Poți face oarecare separarea părinților față de copii pe ora antrenamentului sau pe la meci. Poți face o zonă în care să-și vadă copilul la televizor să nu mai poată să vorbească. Da, da, da. Să stea la cafenea. Criterii. Stai, bă, la cafenea și te uiți pe monitor. Da, ai zis ceva legat de victorie, că asta practic le aduce încredere copiilor să câștige. Să câștige, da. Să dezvolte. Da, te întreb, știi că ești vei fi într-o postură un pic, principiile tale și de business și ca antrenor și ca părinte. Că tu, uite, spui, domne, am plecat... Avut toate. Deci eu am fost și antrenor de copii. Păi asta spun. Sunt și tată de copii, de fotbal. Corect, dar în momentul când faci bilanțul sau faci ocoteli la sfârșit de lună sau după un an de zile, după ce investești teren, infrastructură, echipamente și vezi acolo minus 110.000. Opa, zici, bă, ia stai mă, bă, vreau să câștigăm. Că așa uite, ăia, știi de ce? Pe când deschizi o afacere, nu poți să ieși pe minus, n-ai cum. Și te uiți la ăia care poate n-au condițiile tale, n-au numele tău, n-au infrastructura ta și n-au antrenorii tăi, dau 400 de copii. Da, așa este. Și tu ai 80. Și zici, ia stai mă puțin așa. Să schimbi strategia. Mă ceartă și nevastă mea acasă, cheltui din banii familiei. Corect. Știi? Corect. Da, zic că are legătura asta, lucrul ăsta și cu faptul că ți-ai luat copiii de acolo, vrei să faci ceva, dar cu gândirea ta de antrenor, de fost fotbalist, de asta, te pune undeva pe gânduri? Da, e evident că te pune pe gânduri, clar. Înseamnă că te duci pe minus. Adică tu trebuie să, când ieși pe o afacere, e clar că trebuie să faci ceea ce îți place, să ajuți copiii și să ieși pe plus, bineînțeles. Eu nu mă gândesc pe plus încât să eu să fac avere, pentru că n-am nevoie. Eu am să nevoie, te îmbogățești, dar... Eu am nevoie doar să continue acest proiect și să meargă mai departe. Și tot ce investești, tot ce primești în primii ani, ca și om de afaceri și mai ales în fotbal, trebuie să reinvestești. Adică, dar proiectul ăsta e... strict în faza de proiect sau chiar ai început am să lucrezi? Am dat drumul, da, deja mi-au ieșit actele pentru Academia de Fotbal Costin Laza. A, deci oricum o vei face, da, indiferent discuții, de viitorul sunt antrenorat. Sunt în discuții cu cineva pentru a deschide o școală de fotbal într-o zonă frumoasă cu București. Un proiect frumos, da. Da. Deocamdată... Da, multă baftă. Mulțumesc. Da, exact cum spunea și Robert, o să ai probabil o altă viziune, pentru că este va fi un an. Business-ul tău, buzunarul tău. Și... Exact. Dacă vei găsi un proiect, cum spui tu, bun, o divizie B cu un proiect serios, pui în așteptare proiectul ăsta cu Academia sau mergi în paralel? Da, e clar că trebuie să mă ocup personal de acest proiect, nu? Este Academia care îmi poartă numele și e clar că trebuie să mă ocup eu de ea, nu altcineva. Îți poartă numele și probabil și bani. Da. Tot. Ai prins, nu, perioade, sau n-ai prins... cele mai bune perioade pe la echipele pe la care ai jucat? Au fost și perioade mai bune, mai puțin. Unde ți-a fost perioade bune și unde ți-a fost cel mai greu, cel mai... Ai prins și gașca nebună, nu? Cu domnul Schiman. Cel mai greu ca și parte financiară mi-a fost la Sport Suențesc.
Nu e să clar. Sunt povești. La Rapid am avut oarecare stabilitate și am și crescut foarte mult fotbalistic. Și cea mai frumoasă perioadă din viața mea a fost la PAOK. Și tot. Financiar. Tot pachetul. Tot pachetul, exact. Da. Dar am ajuns și atunci, la 30 de ani, atunci m-am dus la PAOK, 31 de ani, deja era timpul să plec din țară, pentru că am stat până la 25 de ani la Sportul și după aceea 5 ani la Rapid. Lumea poate m-a judecat când am plecat de la Rapid, dar totuși, hai să ne uităm acum după fotbal, îți face cineva statuie? Cu ce rămâi? Nu te-a judecat nimeni, că a fost cu un ce pas. Deschidea... Nu, am plecat la sfârșitul contractului. Cu ce deschideai școala de fotbal? Exact. Și am plecat la PAOK și a fost un moment în care cred că eram și matur fotbalistic. Da, impactul adică... mare, veneai de la Rapid după 5 ani, o echipă cu pretenții. Da. Și PAOK impactul, nu o forță. Impactul a fost foarte mare pentru mine, pentru că eram singurul român din echipă și... Da, fotbalistic, nivel, mentalitate, condiții, nu era tot... diferență mare, nu. Drept urmare, am fost unul dintre cei mai buni jucători în primele 3 luni, când am ajuns acolo. Toate ziarele început să vorbească de mine. Când am venit, nu prea vorbeau. După aceea am început să văd prin ziare poze cu mine la Rapid ca și capitan al echipei și cuvinte de laudă. Am fost foarte apreciat în Grecia și acum, dacă când mă duc, mă recunoaște. Dar de ce crezi că, uite, tu spui că fotbaliștii ia nu mari diferențe. De ce crezi că fotbaliștii români pleacă și nu se impun după 6 luni, un an maxim, vin înapoi? Tu ai trecut prin perioada asta, probabil și ție ți-a fost greu că nu știai să citești, nu știai să vorbești, erai singurul român. Grec. Păi asta spun, că scriu aia cu hieroglife. Glumind un pic. Am învățat, dar la început e greu. Și nu te-ai întors după 6 luni. Pentru că asta spun că am fost matur. Am fost destul de matur. Crezi că doar vârsta face diferența? Da, pentru că, uite, de exemplu, în România te duce un pic valul așa, faci câteva meciuri bune, toată presa după ce vorbește frumos de tine, ți se ridică moralul și patronii te țin altfel, nu te mai ceartă ca pe ăla care nu joacă foarte bine, nu face diferența ca tine și ești ținut un pic în palmă. E când te duci în străinătate, nu te mai ține nimeni în palmă. Corect. Acolo ia și joacă, ești exact ce spuneam de copil, ia și joacă. Și atunci ți-e greu, că începi aia să te înjure în greacă, spun nou cu două. Nu înțelegi, nu le înțelegi, zici, bă, ăsta m-a fi înjurat de mama, de... Și... Altfel vulcanicii suporterilor. Și grecii sunt un pic, pentru că sunt și aproape de Turcia. Și da, foarte bine cum e sângele. La sportul ai prins ciocatele, paltonul, casetofonul. Da, asta. Da, l-am prins. Da? Am prins. Ciocatele. Da, și păi aici, nu că primeau știu, astea, știu, nu? Și aici cu domnul Schiman... Foarte multă lume a spus că, băi, că dacă nu era Schiman, poate ajungea mai sus. Dacă nu era Schiman, poate n-ajungea nicăieri. Serios? Păi, pentru, tu ai fost dacă acolo? Dacă ce val de copii talentați a fost la Sportul Suențesc. Nu știu câte echipe din Liga 1, în afară de, să zic așa, Hagi, care a mai scos de la... Și e obligat, pentru că e academia lui. Da. Câte echipe au mai scos un val așa de jucători? Adică un nucleu, un grup mare și care o duce și în prima divizie exact, cu grupul ăla. Exact. Și eu, fără prea mulți bani, bun, nu, că de moment că ce vă dădea paltoane... Să avem mai mulți bani, asta e clar, sau să fim plătiți, dar ne-a făcut oarecum și să prețuim banul, să fim mai calculați. Îl prețuiască, nu-l aveți. Exact, și iar tot ce ne-a dat el, paltoane și ele erau cadouri, nu erau... Deci nu vă oprea din bani? Nu, pentru sau... că noi nu avem prime. La Sportul Suențesc noi nu avem prime. Noi ne așteptam, că auzeam pe în Liga 1, mamă, iau primă, nu știu cât, iau nu știu cât. Nu aveam primă, că nu jucam pe primă niciodată. Doar pe salariu, tu stăteai contract, pe salariu. Aveai contractul, deci nu poți să spui nimic. Și mă venea, mai aducea un sponsor, uite, vă dau cât un palton la fiecare. Vă dau... Premiu. Da, țin minte că ne-a dat un Nokia 3310. Mamă, era aur pe era, vremea, era cu râmă, fiță. Era fiță cu râmă, da, bravo. Păi, înainte aveam un Bosch de ăla cu antenă. Da. Și știți că înainte pantalonii de training nu prea aveau șiret. Da. Și când le băgai în buzunar, scădea cu pantalonii de pe tine. Când a venit Nokia, era tare. Și tot cadou, telefonul Nokia de la Schiman, cadou. De la domnul Schiman? Da. La tot lotul sau preferențial așa? Cred că la tot lotul, nu mai știu exact, dar cred că la tot lotul a dat atunci. Poate a dat la unii 3310 și la alții alt Nokia, mai mic. Da. Dar nu. Da, perioadă frumoasă. Chiar dacă mai pe sărăcie așa, nu? Da, dar eram uniți așa, că eram toți numai copii, nu aveam niciunul familie, eram uniți. Da, e adevărat. Pe terenul de fotbal, că în afară, nu. Asta zic, era și că mai erau astea, bă, regia, gagici, tineri, mergeau, eram toți tineri, asta zic, eram toți, media de vârstă ne-o strica Diniță cu Pădureți, care avea 26 de ani și 27 de ani. Unii dintre cei mai buni jucători, nu? Da. Deci 26-27 erau cei mai bătrâni? Și mai era Cezar Zamfir, final de carieră, dar s-a lăsat și a fost secund.
Și Tom Criste. Atât. Da, era înainte de Gașca da, Nebun. Da, da, da. Și după aceea a venit Gașca Nebun. Da, așa e adevărat, cu pateu în vestiar, cu pâine, cu hai să mâncăm, să facem sandwich. Unele, nu? Sunt și unele umflate. Adică da? Mai mult așa să râde lumea la televizor, dar nu există. Nu, nu era. Am auzit că am primit murături, nu există așa ceva. A, nu, asta, ce a zis cineva că v-a dat da, borcanul. Sistem de la audio cu două boxe, cum era înainte, cu casetofon. V-a dat ăsta? Da, da, da. Cu cadou, boxe cu LED-uri, cu astea? Cadou, sau? Nu LED-uri, boxele la mare, așa, nu știu. Deci v-a dat și cât o combina audio? De la Ana Electronic sau... De la Copos, că era brașul da, da, sau de la... Da, 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 a fost cadou. Aha, cadou. Adică nu, din nu ne-a promis nimic. Da, da, da. Ne-a dat după meci. Deci cred ca tânăr și ca jucător, bă, când știi că n-ai primă și aia... Și, adică voi nu vedeați păi ca o jignire sau noi, ceva. Că noi la unii a dat cu... Știi, avea casetă, caseta aici, caseta aici. Dublu. Și deasupra era disc. Aha, CD. Aha. E, unii n-aveau CD și era ceartă. Păi de ce i-a dat cu CD-ul ăla și mie cu toate că poate ăla discul nu l-ai folosit niciodată. Știi că noi la ProRapid, fiate, nu știu dacă tu ai mai prins, la ProRapid în fiecare cameră aveam de asta, da? Cum zici tu, și mai veneau de ăștia de prin provincie, știi? Și luam la mișto acolo, le ziceam că e cuptor cu microunde deasupra. Știi că aveai pick-up, da, cum era, mă, pick-up, cu vinil. Nu, da, erau boxele detașabile, le scoteai, după aia le puneai stânga-dreapta și aveai dublu casetofon. Cu radio și deasupra. Da, dublu casetofon, da. Dublu casetofon și deasupra aveai capacul și era roata aia să pui acolo discul. Da, mă, da. Și da, le da, mai da. Venea câte unul, că mai veneau, știi cum e, să veneau din provincie care discul nu... de vinil. Da, și zicea, bă, ce luai mileu de pe el. Cu peștișorul. Zicea, bă, acolo vezi că e cuptor cu microunde, vrei să ți încălzești ceva dacă mâncăm. Eu n-am prins la ProRapid, n-am prins în cameră. N-ai prins? N-am prins din asta în cameră. Da. Apropo de ProRapid, am fost cu ceva vreme în urmă. Mă credeți că în unele camere, deci s-a dărâmat, efectiv, au crescut. Cum nu, ai fost în unele camere încă sunt televizoarele, bă, băiat. Nu te cred. Îți dau bine că ai spus donoare. Acum că ha, sunt poți acolo de mâine. Ce să mai, mă? Da, mai am fost și eu, am fost și eu odată. Îți dau, uite, să am fost și eu odată și am zis paznicului să mă lase să intru și eu cu copilul. Am vrut să-i arăt ce a fost acolo. Ți-a fost frică. Și erau bălările mai mari decât copilul meu. Dar am intrat și am văzut și un de ăsta mic, un șarpe de ăsta mic. Da, de dar știi inofensiv. Ce era sinistru, Robert? Mm. Pentru că în camerele alea spune... Dar tu ai urcat la etaj. Da, mă, da, am urcat. Am și filmat. Practic. Nu pot să le fac publice. Mai fi și frigiderul meu, că eram sigur că aveam frigider. Ți-ai luat frigider tu? Mi-a luat pe da. La ți-ai luat la frigider pe banii la tăi? Mic, da. Și l-ai pus din primă, l-am pus acolo, veneau toți la mine în cameră seara înainte de meci. Da, de ce? De ce? Răzărică, nu-mi dai și mie ceva rece. Serios? Veneau cu banii. Dar ce aveai la rece? Păi îmi luam eu și unii nu se opreau să-și cumpere la magazin un suc cu aia, că stătea în cantonament și seara se făcea sete, te uita la un film, se făcea sete și îmi luam o ciocolată, un suc. Da. La rece. Veneam, l-aveam pe herea. Hera era, închideam ușa noaptea. Da? Umbla la frigider. La ușă. Deschide că nu plec. Ce băgai acolo? Și trece, dăm și mie un suc. Numai că rândul trecut ți-am dat sucuri și tu le bei, dar nu... Da. Nu, nu aprovizionezi și frigiderul. Și tu. Da. Pentru că îți dă bani fratele tău de data asta. Da. Deci mai vindeai și sucuri în cantonament. Da. Hai să vă termin cu ProRapidul. Da. Deci am intrat în holul hotelului și pe la camere. Imaginea, băi, apocaliptică, exact ce vezi în filmele alea, când a venit apocalipsa și nu mai e nimeni. Și spun și de ce. Camerele, ziceai că ieri fusese relocuite. Mm-hmm. Încă era un ciorap pe jos, un tub de unguent, îți dai seama? Mamă, după atâția ani, frate, mai mult de 10 ani. Și ADN-ul nostru acolo. Am intrat și unde erau birourile și am găsit pe jos, am luat pentru viitorul muzeu, un set de casete video. Mm-hmm. Aruncate, efectiv, și erau împrăștiate pe jos. Adică funcționale, da, 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 da. Dar, repet, ce am văzut în televizoarele cu praf pe ele, la una se prăbușise tavanul și era pe el, paturile cu așternuturi. Incredibil. Băi, incredibil, mă, se făcea pielea de găină. Ce-i, frate, unde? Ai spus de domnul Șiman că mai mult bine a făcut decât... Pentru unii poate n-a fost... Poate n-a fost de bun augur domnul Șiman, dar pe mine unul, da, nu cred că pe mine dădea cineva doi bani când eram și mic și slăbuț și m-a luat, a avut încredere în mine și am ajuns fotbalist și de echipa națională. Da. Cred că de la Sport Sfințesc, cred că am cele mai multe selecții la echipa națională. Deci îi datoresc practic da, cariera domnului Șiman, nu? Eu n-am spus vreodată nimic de domnul Șiman decât cuvinte de laudă din punctul meu de vedere. Da. Da. Repet, nu poate, nu cu toată lumea s-a purtat la fel. Asta poate nu i-au ajutat nici calitățile. Nu poate să mă condamne pe mine lumea pentru cum s-a purtat cu mine domnul Șiman, asta e clar. Nu că am fost, nici n-am fost băiatul lui, dar am fost serios, am fost... Da, da. Domnul Copos? Cu domnul Copos cred că am vorbit de două ori, în
de două ori sau de trei ori în viața mea. Serios? Adică odată am vorbit când am câștigat Supercupa la Timișoara. Pe bucurie? Nu, Cupa. Cupa la Timișoara. Da. Odată am vorbit când am negociat prima oară în 2010, prima oară când am spune negociat cu negocierea, contract. Cum a fost? Că la negociere era as. Păi da, nu. Te-a speriat spune, un pic am, sau? Nu mai am. Ce zicea? Că nu mai am. Că nu mai are? Zicea da, că nu mai are bani? Și i-am spus odată, pe cum, domnul Gopos, că pentru cei care vin acum, aveți și le dați salariu mai mare decât am eu, care sunt jucătorul și eram capitanul Rapidului. Da, dar înțelege-mă că nu mai am. Le-am dat la alții. Pentru dar nu aveam de ce să-l critic, să-l... L-ai crezut că nu mai are? Normal că nu. Și ai fost tare la negocieri? Da, eu eram și într-o perioadă în care eu am avut niște țeluri, adică niște obiective pe care mi le-am îndeplinit. Am vrut să ajung fotbalist în Liga 1, am vrut să ajung la o echipă cu tradiție și când am ajuns la Rapid am fost super încântat. După aceea am vrut să ajung la echipa națională, că ăsta e pasul firesc. Firesc, da. Da. Și după aceea am zis, voi, ce fotbalist ești dacă n-ai încercat și toată străinătatea? Da. Și când să o încerc dacă nu la 30 de ani? Corect. Și pentru mine atunci a fost momentul când... Am zis, băi, e cazul să plec și eu în afară, să văd și eu cum este. Dar n-a încercat să-ți prelungească, să-ți mai ofere bani? Da, nu ne-am înțeles la, cred că a fost vorba de vreo 50 de mii. 50 de mii pe o durată de 2-3 ani, probabil, sau anul. Da, dar au fost niște lucruri care m-au, eu de fel sunt taur, sunt încăpățânat și sunt și orgolios. Și au fost niște oameni care oarecum m-au făcut să plec prin niște vorbe pe care mi le-au zis. Dar nu vreau să dezvolt subiectul, nu domnul Copos. Și atunci... A fost momentul când... Din conducere care probabil... Nu din conducere, nu. Nu? Nu mai vreau. Am zis că nu vreau să vorbesc, că nu vreau să dezgrobesc. Dar crezi că până la urmă cu domnul Copos te înțelegeai? Bine. Cum? Crezi că te înțelegeai financiar până dacă la urmă? Dacă eram doar eu cu dânsul, da. Da? Da. Dar și erau și alte persoane influente. Nu mai ajungeai în străinătate. Probabil. Da. Dacă te înțelegeai cu domnul Copos, continuai la Rapid. Cum să spune orice șut în fund? Exact, exact. Țin minte că domnul Vamă m-a sunat. Da, acum am dezgropat, n-am ce să zic. Și domnul Vamă a avut așa o șmecherie de președinte. M-a sunat după 4 luni, 5 luni și n-am vrut să răspund și mi-a zis, ce mă, ești supărat că ți-am făcut un bine? Aha, deci a fost în umbră ca să nu rămâi și pe urmă, uite mă, te-am ajutat să pleci. Da, n-am de ce să por ranchiună, eu știu cum este în fotbal, nu am de ce... Păi nu porți ranchiune pentru că au urmat aproape 6 ani în Grecia. 5 ani, da. 5 ani în Grecia și după aceea, deci, din cauza unei accidentări destul de grave la genunchi, la colateral, m-am întors în România. Și ai venit la voluntari. Am rămas la voluntari cu unde Lucian. Am luat 3 ani, trofeu, nu? Am luat două trofee, Lucian. Stai că erai și cupă la cupă. Și supercupă. Da. La supercupă tu dând și golul. Și golul? Și omul meciului? Și omul meciului. Ce regreți din întreaga carieră? Ai vreun regret? Ca să zic așa, singurul meu regret este că nu am prelungit contractul cu PAOK. Cu PAOK? Da. Mi s-a oferit o sumă un pic mai mică și nu am vrut. Tot de la deși eram unul dintre cei mai importanti jucători din echipă, totuși nu m-am gândit că am o vârstă și a fost oarecum să zic așa, o greșeală din partea mea, da? Până la urmă, păi și de la PAOK ai plecat la Panetolikos, să zic bine? Da, a fost o perioadă în care m-am avut un impresar care a zis că mă duce în China, în Arabia Saudită și în India, unde eram mult atunci. Nu s-au concretizat și am stat vreo 6 luni, n-am avut echipă. Am refuzat FCSB-ul. Ai refuzat FCSB-ul? Da. Pe bani buni? Am avut ofertă. Deci eu la PAOK am câștigat cam peste 300 de mii și am avut aceeași sumă și de la FCSB. O vreme aia erau în bani, 2014. 300 de mii în România, da. Erau bani. Și net, am 300 de mii banii tăi. Am refuzat FCSB-ul, da. De ce? Din dragoste de Rapidi sau că... Păi și asta și e clar. Și asta, nu? Păi, nu-i normal. Adică mă duc, eu sunt capitanul Rapidului, sunt jucător care mi-a declarat dragostea pentru Rapid și mă duc să joc pentru FCSB. Da, toți și oamenii de acolo te apreciau și te-au vrut. Exact, exact. Pentru că sunt un om e sincer. E și o mulțumire, bă. Direct. Și sunt profesionist, oriunde m-aș duce să antrenez sau să joc. Sunt da, e un regret și ăsta vând, dădeau 300 de mii și totuși. Nu e regret. Nu? M-ai întrebat care a fost regret. Nu, dacă, da. Păi toți care au stat pe scaunul ăla au renunțat la bani sau nu s-au dus în alte părți. Păi atunci ne mutăm. N-a fost niciun. Vino și tu, că
găsit, că și eu mai am de luat. Chiar am glumit și m-a luat toată lumea. Am glumit acum ceva timp cu domnul Angelescu, de o datorie după timpul domnului Copo, și toată lumea, uite, și fomistul ăsta îi cere banii lui Angelescu. Era o glumă, știi? Da, da, da. Și, da, uite, vezi că ești într-o postură puțin aiurea, că ajungi, cum spui și tu, bă, nu-ți face nimeni statuie. Exact. Vrei să faci lucrurile și nu vine oferta aia de la Rapid. Vine, da, de la FCSB. Din păcate, uite, că spuneam după ce am terminat cu Paua, că am avut oferte de la FCSB, nu m-am dus și am, drept urmare, am rămas liber 6 luni de zile. Șomer. 6 luni de zile m-am, păi, plimbat. Păi și n-ai zis atunci, bă. M-am plimbat prin Grecia. Bă, 6 luni de zile. Șomer. Și după aceea m-am dus să mă pun pe picioare la Panetolicos 6 luni de zile. Și după m-am dus la Iraclis. Iraclis. Și acolo m-am accidentat și m-am întors. Da, da, ai stat 6 luni acasă, gândindu-te. Da, uite că m-am întors în România și am avut ofertă de la voluntar. Mă așteptam să mă sune și pe mine cineva de la Rapid. Păi asta proiectul, te nou proiect, să mă cheme. Că veneam cu mare drag, îți dai seama. Și poate gratis, că am fost la meciul Rapidului la Liga 4. Și adică, poate te duceai gratis, nu? Te-a durut că nu te-a sunat nimeni la momentul ăla? Nu neapărat că m-a durut, dar am fost oarecum dezamăgit. Da. Da. Dar nu pot să spun acum că Daniel Nicolae a fost cel care a început proiectul. Eu nu am fost coleg cu Daniel Nicolae. Da. Ne știm, ne respectăm, ne cunoaștem bine de tot și ca adversari, dar n-am fost coleg cu el să mă aprecieze. Adică n-aveați o relație de prietenie? Da, de... doar că ne cunoaștem că suntem rapidiști, că am jucat la Rapid, dar n-am avut o relație de prietenie cu el apropiată. Acum nu pot să-l condamn, da? Fiecare cu oamenii lui în care are încredere. Asta e clar. Că și eu, dacă mai ajunge probabil într-un nou proiect al Rapidului, și eu poate mi-aș ajunge oamenii de încredere pe care, în care cred. Bine, eu. La vremea respectivă tu erai, tot rapidist, erai om de Liga 1. Da. Adică poate și la asta s-a gândit. Bă, e greu de a adus un jucător care, păi, și încă e în activitate. Da, puteai să mă întrebi. Aia da, nu știu. Probabil că da. Dar ai mai trecut în palmares 2 trofee. Da, ți-a, exact, făcut un bine. Nu, el are acum haina aia de angajat a Rapidului, știi? Și nu poate să zică chiar tot. Nu, eu am haina, da, de suporter. Stai cu minte, suporterule. Stai cu minte că e vișinie, dar nu e... Ai uliul ăla sau ce e piept, dar nu e ce trebuie. Pe final mai aș vrea să te întreb referitor la ceea ce ai spus și la filozofia ta de antrenor și... Dintre antrenorii cu care ai colaborat de-a lungul timpului, ai unul care te-a inspirat mai mult sau un, nu știu dacă, model? Sau am doi. Ai doi. Da. Cine? Beloni, da, și Răzvan Lucescu. Beloni la echipa națională? Nu, la PAOK. La PAOK? Da. Și Răzvan Lucescu la Rapid. Asemănătorii? Care produs, ca stil? Ca produs, sau nu? Nu sunt asemănători ca stil, dar... am avut de învățat la fiecare, dacă stăm acum să povestim ce am avut de la fiecare, mai facem o emisiune. Dar mi-a plăcut foarte mult seriozitatea antrenorului Lucescu și modul lui de a gândi fotbalul, de a trata fotbalul și inteligența domnului Beloni, care, după părerea mea, este și un bun psiholog. E necesar în fotbalul de azi antrenorul să fie și psiholog? Referitor și la ce s-a întâmplat la Rapid. E foarte bine să le iei pe toate. Să fii... Bine, sunt rare ăștia care le-au pe toate, da, și nu prea sunt prin România. Dar sunt câte unii care sunt buni pe o parte, alții pe altă parte, fiecare cu calitățile lui de antrenor. Dar la Răzvan, seriozitate pe primul loc și disciplina e la fel de importantă. Seriozitatea în antrenamente și în meciuri la fel. Adică... Dovadă și rezultatele, da, pe care le-a, da, avut în carieră. Da. Eu am fost la un antrenament al lui Răzvan la PAOK acum un an de zile și l-am rugat dacă pot să vin și o să văd. Și eu eram în vacanță acolo. Și el avea antrenament dimineață după masă, dimineață după masă. Două antrenamente pe zi, da, în perioada precompetițională. Că am avut invitați și m-am culcat târziu, n-am venit dimineață să-l, da, văd, am venit după masă. M-a certat și mi-a zis, păi tu vrei să vezi ciclul săptămânal și tu lipsești. Tu lipsești dimineață? Pe am avut, uite, asta se pupă cu asta de după masă, știi? Erau din aceeași, da, 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 strategie de antrenament și metodă de antrenament. Și când m-am dus după masă, zic, păi fii atent că am întârziat la antrenament. Aha. Mi-o fi zis 2 și eu am înțeles 3. Aha. Și când m-am dus repede, m-am grăbit, aveam cafeaua în mână, stăteam pe margine, în tribună acolo, să mă uit. Și când văd pe toți în negru, dar mi se părea mie că-s mai bătrâne așa, că se mișcă mai greu. Zic, băi, fie că a început antrenamentul.
Era o armată de secunzi, kinetoterapeuți, pregăteau terenul. Și eu am crezut că ăștia ești echipa la antrenament. Deși e o responsabilitate. Îi se spune generalul, nu știi, nu? Generalul îi se spune acolo. Da? Nu știam, da. Deci lui Răzvan Lucescu îi se spune generalul. Generalul, da. Da? Dar e diferență... De ce? Doar pentru că... Pentru că el coordonează tot. Are încredere de plină Savidis, domnul Savidis. Patronul. Patronul, acela cu, cu pistolul. Cu pistolul, da. E diferență între PAOK de atunci unde ai jucat tu și PAOK? E diferență mare, de organizare, de orice. Și de forță. Da, de orice. Când zic de orice, de orice. Adică se vede clar că lucrurile sunt făcute cu cap acolo. E și putere financiară și asta cred că e cel mai important. Infrastructură, continuitate, tot. Academie în plină dezvoltare și chiar și acum în componență un jucător care e cotat la câteva milioane de euro, un jucător din Academie, care Constantelidis sau ceva de genul, nu mai știu exact, în care au o mare încredere și e jucătorul important al lui PAOK. Te vezi antrenând în Superliga? Da, într-un viitor apropiat, da. Dacă îmi realizez obiectivele, da. Ai niște pași intermediari, inclusiv asta ce ai spus cu divizia B? Știu cum e, niște pași. Acum, dacă îți vine vreodată o ofertă, de undeva te duci. Dar pot să spun că am făcut niște alegeri, poate că pentru unii ciudate, dar am refuzat selecționări la echipa națională de juniori. Ai avut oferta federației? Da, da. La ce am refuzat postul de antrenor principal la Clinceni, când era în Liga 1. Adică am făcut niște alegeri care pentru unii nu au fost așa de înțelese. Adică de ce nu te-ai aruncat să te duci la Clinceni, chiar dacă erau într-o situație proastă la momentul ăla? Să zici, băi, e Superliga. Știu, dar poate că și partea financiară e foarte importantă când știi că jucătorii nu sunt plătiți atâtea luni, ce poți face cu ei la antrenament? Ce să le ceri? Cum să-i motivezi? E foarte greu să motivezi niște jucători neplătiți. Când îți dă mesaj sau îți bate la ușă ăsta, creditorul, nu? Dă banii și de unde să-i dai. Cam asta e. Deci cam greu să găsești un astfel. Tu știi foarte bine că nici tu n-ai jucat la Rapid, ai jucat și tu înainte la alte echipe, da? Și la Foresta și și nu se plăteau cu lunile și... Trebuia să-ți plătești telefonul, să mănânci, din ce, să bagi benzină, motorină, ce făceai? Din ce plăteai? Crezi că asta e una dintre marile probleme, că nu sunt banii la timp în România? Și pentru antrenori, în primul 100%. Rând. 100%. Atunci când ai, și tu, că atunci când ai bani, nu ești liniștit. Ești liniștit. Îți faci alte planuri, nu te mai gândești că n-ai ce să mănânci. Nu doar în fotbal, în societate, în general. În orice. Până la urmă, banul ți aduce o liniște. Dacă e gaură în buzunar. Exact. Facem un exercițiu de imaginație la final. Ia-zi. Tot ceea ce se întâmplă la Rapid, clauză, condiții, salarii, public, tot, da? Ești antrenorul Rapidului? Da. Și exact situația care este în momentul de față. Ai zis că da. Da, eu, ca să-ți răspund oarecum cu aceeași monedă, eu sunt genul care atunci când nu mă mai simt dorit, plec. Eu așa sunt. Dacă simt că nu mai ai încredere, dacă simt că nu mai ai încredere în mine, plec, da. Indiferent de pentru ce scrie pe hârtie. Pentru că nu mă vei mai aprecia, e clar, dacă nu mai ai încredere în mine. Și de ce să forțez lucrurile? De ce să rămâi unde nu ești iubit sau apreciat? Să iei niște bani. Păi da, nu întotdeauna și nu cred că e cazul aici. Că mi-am făcut exercițiul ăsta de imaginație, dar știu la cine bați. Nu, te întreb în general, așa, fără a da nume. Te întreb în general. Dacă simt stadionul că ți-a scandat demisia și conducătorii ar pune un semn de întrebare, indiferent de ce scrie în hârtii? Eu atunci când am început să, în perioada când trebuia să plec de la Rapid și m-au scandat, de fapt, m-au înjurat, bine, galeria, știți că așa este la noi, că nu poți să fii super. Să trăiești intens. Așa, am simțit că nu mai sunt dorit și am dat banderola lui Marcos Antonio. I-am pus-o pe braț. Fără să zică nimeni. Ta. Eu i-am dat-o, da? Da? Da, da. Ultimele trei etape. Și ce m-a bucurat și cu asta am rămas în suflet, că la ultimul meci cu FC Brașov acasă, am bătut 2-0, m-au aplaudat toți. Chiar dacă nu mai erai capitanul, nu? Nu mai eram capitanul, dar era ultimul meu meci. Și sincer, m-am dus în vestiar și am început să plâng. A fost prima oară când am plâns în fotbal. Și am început să plâng. Frumos. Și am plecat. Ai plâns și ai plecat. Da. Îți mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Te mai așteptăm cu mare drag, cu mare drag. Și altă dată să mai discutăm, Luciane. Cum ai trăit, și repede, te rog frumos să
Constantelias, 21 de ani, 12 milioane evaluat, îmi scrie Romano de România, Cristi Coste, colegul nostru de la Fanatic. Asta mulțumesc frumos. Mulțumesc Cristi. 12 milioane de euro evaluat. Da, un jucător foarte, foarte din Academie, atenție. Ofensiv, da. Cum ai trăit, dar te rog frumos că tu ieși cu cuvintele așa la tine, cum ai trăit conferința de presă a lui Cristiano Bergodi și lor colegii, dacă mai avem pozele să le punem un pic în timp ce vorbești, care a fost reacția și ce s-a întâmplat după conferința de presă? Este prima oară în cariera mea când asist la așa ceva. Cristiano era foarte nervos, supărat, era firesc, adică mentalul lui să fie... Uite-l cât era de nervos. Da. I s-au pus niște întrebări care nu i-au picat bine, iar la un moment dat s-a intrat într-un fel de polemică cu el și atunci s-a aprins. Ce m-a dezamăgit pe mine la toată situația, nu faptul că era Bergodi, că erau jurnaliști și că ieșise așa un conflict, m-a durut foarte tare că era la conferința de presă o familie cu copil care ieșise pe teren cu jucătorii de mână și care se aflau la conferință pentru experiență, îi spunem noi, să se bucure de ceva inedit. Și priveam la copilul ăla care la un moment dat părea așa speriat. Nu mi-a picat bine, am încercat și eu să... Din punct de vedere așa al antrenorului, uite-l cât e de nervos, întrebările au fost cum au fost. Dar ce s-a întâmplat după? Că am văzut că îi face semn unui ziarist sau respectivului să vină să vorbească cu el după conferință. Da, au discutat afară. Tot pe același ton? Pot să spun te rog, cu cum? E o chestie pe care nici eu nu o accept. Eu am respect față de toată lumea, dar cred că și unii... Cum să le spun? Reporteri ar trebui să aibă respect când vorbesc. Îl întreabă, dar adică, pe ce lume trăiește? Nu știu dacă adică ai văzut. Adică nu este foarte urât. Tu ca și antrenor nu ai voie să vorbești cu un reporter să tragi responsabilitatea, să vorbești urât. Dar nici el cu tine. Corect. Adică trebuie să fie în oglindă respectul. Reacția lui este perfect normală. Adică asta care o vedem acum. Asta nu înseamnă că scuză fotbalul pe care l-a jucat Rapidul. Corect. Dar vorbim aici de omul Cristiano Bergodi. Da? Nu poți să-i te adresezi așa. Nu poți să-i vorbești așa. La o conferință de presă, jurnaliștii întreabă și primesc sau nu primesc răspunsuri. Adică asta înseamnă o conferință. Am mai trăit un moment în carieră, tot așa care mi s-a părut ciudat, era antrenor la Rapid Ionel Ganea. Și am avut conferință de presă după un meci la Ploiești, se terminase 0-0, dominase Petrolul. În sala de conferințe toți ziariștii din Petroliști. Ploiești, petroliști cu fularele de gât, ceea ce iarăși mi se pare inacceptabil. Și nu mai erau întrebări. Erau domnule Ganea, dar recunoașteți că trebuia să fiți bătuți? La care am zis, îmi pare rău, mie nu mi se pare că e conferință de presă, domnul Ganea, vă rog, hai să ne ridicăm să plecăm. Ce discuție a fost după, ne poți spune? Da. Care a fost tonul, adică noi am discutat și la Fanatic Superliga, păreau mai mult dinspre zona de rapidist, de ultras, întrebările decât de reporter imparțial. Păi, da, erau întrebări, într-adevăr, un pic de, ți-am zis, se intrase într-o polemică, care nu e normală la o conferință, după care Cristiano, afară, a încercat și a continuat să-i explice adevărat pe ton la fel de ridicat, să-și susțină ideea și să-i explice, domne, tu nu te pricepi la fotbal pentru că, eu așa, n-am avut jucători. Eu am stat și tot speram să se liniștească lucrurile și, mă rog, s-au liniștit până la urmă. Dar și pentru mine a fost o situație jenantă pentru că nu puteam să fiu nici bodyguard. Bine, oricum nu s-a ajuns la... Mersi, Luciane, mulțumesc. Costine, încă o dată, îți mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit în număr foarte mare. Din nou mulțumesc sponsorului principal, Superbet, sponsorului premium, Aqua Carpatica. Joi dimineață, în reloare sau premieră, la 10.30, fanatic.ro, canalul de YouTube, Facebook, Horia Ivanoviș, tot ce a fost important în emisiune găsiți pe site-ul nostru, știri, discuții, concluzii le găsiți pe site. Mulțumesc băieților coordonați
de Adi Barna. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem săptămâna viitoare cu un alt invitat de calibru. Iar până atunci, nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne vede multă lume. O zi bună să aveți!